Astea nu-i liniștită niciodată. Cu mine nicio echipă nu-i liniștită. Dar mergem, suntem profesioniști și trebuie să jucăm. Ne pregătim degeaba o săptămână. Și mi-aș dori să facem un joc bun și să și câștigăm. Eu echipele care le pregătesc numai să câștige. Acum, dacă o să poată, că nu o să fie ușor. Da? Și au jucători foarte buni. După părerea mea, au cel mai bun lot din România. Chiar mă bucur că joacă Bayern în finală și mi-aș dori să câștige. Joacă și acasă. Da, o echipă completă. Unul sigur, Fatai. Fatai sigur, cu toate că nu am așa mare încredere la penalti în Fatai, dar acum el e numărul 1. Era numărul 3, acum e numărul 1. A pus mâna pe minge, cu toate că eu n-am fost de acord, că a fost el fautat. Și mi-era teamă, dar bine că am scris. Da, cred că Rapid au prima șansă. Am și văzut două meciuri. Joacă bine acum, deci moralul e foarte bun. Joacă acasă, au toate șansele să câștige. Domnul președinte nu mă interesează. Situația mea o să o aflați după 10 mai. Dar dacă domnul președinte rămâne, ce mai aveți nevoie de antrenor? Înțelegeam foarte bine cu el. Da, faceam Caterinca. Da. Da, când intra pe teren e foarte profesionist. Noi facem doar jocul nostru. Să jucăm bine acolo și să câștigăm. Gabriel, ați văzut la voi mingile?